angajații Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva s-au pus din nou pe treabă. De această dată, aceștia au ales zonele de la periferia reședinței de județ. Mai exact, câteva străzi unde, din cauza crengilor unor copaci de pe marginea șoselei, care au crescut prea mult, circulația în zonă era îngreunată. În urma solicitărilor scrise înregistrate la sediul SPIGM Deva, ne-am deplasat pe străzile Vulcan, pe strada Răcilor și pe strada Aurel Vlaicu și străzile adiacente și constatând faptul că nu se poate circula în deplină siguranță pe ambele sensuri de mers, am decis să intervenim cu o mașină multifuncțională pentru a reduce coronamentul copacilor și pentru a cosi iarba de pe marginea părții carosabile. Potrivit reprezentanților SPIGM Deva, crengile copacilor nu au fost tăiate în această zonă de foarte multă vreme, astfel că o astfel de acțiune era chiar necesară. Având în vedere că există multe solicitări din partea devenilor, reprezentanții SPIGM Deva încearcă să le onoreze pe toate. Așadar, astfel de lucrări vor continua și pe celelalte străzi pe care aceștia nu au ajuns până acum.